anul acesta facem 125 de ani de activitate. Compania Prutul deține fabrica cu cea mai îndelungată producție de ulei vegetal din România. 125 de ani am găsit să-i marcăm prin deschiderea clubului High Lake. Ne adresăm acestor fermieri care sunt interesați de cultura de High Lake. Suntem pregătiți să semnăm contracte future și să achiziționăm, să angajăm anumite cantități. Nivelul de bonusare pe care aceștia pot să-l acceseze atunci când decid să semneze contractul, astăzi situându-se undeva între 30 și 40 de dolari ca bonusare pe tonă, în funcție de conținutul de acid oleic pe care îl vom regăsi în producția din toamnă. Noi suntem, cei de la Prutul, singurii care astăzi avem în România lansat un ulei High Oleic. Este primul ulei High Oleic 100% românesc. La jurnalul Agrointeligența în direct. Este singurul jurnal pentru fermieri și companiile din agribusiness din media online din România. Un jurnal de știri agricole pe care noi, echipa Agrointeligența, îl difuzăm pe Facebook pentru dumneavoastră. Ne puteți urmări în fiecare seară de luni până vineri, începând cu orele 20. Echipa Agrointeligența este mereu în mijlocul evenimentelor și va aduce cele mai proaspete informații din agricultură, dar și cele mai bune imagini. Vă rugăm să dați like și share acestui jurnal de știri agricole și paginii de Facebook Agrointeligența. Și foarte important, pentru a fi la curent cu ultimele evenimente din agricultură, accesați site-ul agrointel.ro. Haideți să urmărim acum împreună titlurile zilei. 100 de minute de inspirație, conceptul evenimentelor pe care compania Agroest Muntenia le desfășoară în pregătirea campaniei agricole de toamnă. Reprezentanții Agroest au organizat întâlniri în 10 județe, unde fermierii vor afla care sunt noutățile și recomandările tehnologice pentru acest an. Mai multe imagini și ce spun fermierii despre colaborarea cu compania Agroest Muntenia în această seară la jurnalul de știri agricole Agrointeligența în direct. Avertizare cod portocaliu, ger siberian, vânt puternic și ninsori abundente. Asta este prognoza meteorologilor pentru mărțișorul din acest an. Potrivit specialiștilor ANM, codul portocaliu de vreme rea, intrat în vigoare de sâmbătă, a fost extins până pe 1 martie. Care sunt zonele cele mai afectate de vremea extremă, vă spunem la jurnalul nostru agricol. Eveniment inedit cu produse tradiționale din zona Dobrogei, găzduit de Parlamentul României și Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților. Care a fost prilejul cu care delicioase bucate românești au fost degustate de aleșii poporului și nu numai, dar și cu ce noutate vin pe piață producătorii autohtoni, în câteva momente la știrile Agrointeligența în direct. Acuzații grave aduse celor care fac comerț cu animale de rasă în oboare. Crescătorii se plâng că bovinele aduse spre comercializare în târgurile de animale au genetică îndoielnică. Cine aduce aceste acuzații și unde se întâmplă acest lucru mai exact, vedeți în seara aceasta la știrile Agrointeligența în direct. Fermierii înfruntă vremea rea pentru a fi alături de compania Agroest Muntenia. Agricultorii din 10 județe sunt invitați la seria de evenimente 100 de minute de inspirație, unde au posibilitatea de a afla direct de la specialiști care sunt noutățile tehnologice pentru acest an. La Constanța, sala de conferințe de la Hotel Ibis s-a dovedit neîncăpătoare pentru numărul mare de fermieri care au răspuns invitației Agroest. Haideți să vedem împreună care a fost atmosfera, dar și ce spun agricultorii despre colaborarea cu compania care le oferă cele mai bune soluții pentru culturile agricole din acest an. Un material realizat de echipa BT Video. Pe care i-am avut astăzi invitați au fost foarte interesați de produse, foarte interactivi și chiar după prezentare au năvălit toți asupra noastră,
ca să dăm mai multe informații. Legătura între reprezentantul de vânzări și fermier este cea mai importantă și aș putea să spun că reprezintă 70% din baza relației comerciale pe care o desfășurăm. În primul rând, se bazează pe încredere, pe o relație reciproc avantajoasă, pentru că ambii parteneri trebuie să câștige din relația aceasta. Acest eveniment este foarte important, nu important, și asta vă spun în cunoștință de cauză, că am experiența 10 ani de întâlniri cu furnizorii de inputuri și de fiecare dată am plecat foarte instruit și hotărât că aceste produse care le prezentați să fie folosite și să dea posibilitatea fermierilor să obțină recolte pe măsura investițiilor. Aceste întâlniri sunt foarte importante. Am văzut că și din alte zone ale țării au fost apreciate produsele prezentate și expuse de Agroest. Aceste întâlniri sunt foarte importante, ne ajută să ne apropiem de fermieri, oferindu-le cele mai bune soluții de fertilizare și combatere integrată. Prezentarea care au făcut-o cei de la Agroist sunt pentru prima dată la această firmă. Mi-a plăcut foarte mult, au fost făcute cu profesionalism toate substanțele care le promovează dânsii. La orice eveniment găsești ceva, o noutate, altceva în plus. Pentru asta am venit. Că fiecare firmă are ceva noutăți. Eu am venit mai mult aici pentru că am avut o revelație, așa. Am avut un avantaj foarte mare că am intrat în legătură cu această firmă. Până nu vezi, nu crezi. Și degeaba mi se spune dacă nu vezi și realitate. Și realitatea a fost în aceste mici filmări care spun adevărul, pentru că am trecut prin ele și știu despre ce este vorba. Toți fermierii sunt interesați, pentru că fermele în România, cel puțin în zona mea, fermele sunt dotate tehnologic. Aplică tehnologii de ultima oră, produse de ultima generație, vorbim aici de produse de protecție a plantelor. Cei care sunt producătorii cei mai mari de cereale, într-adevăr, ei caută să-și îmbunătățească gama de produse pe care le folosesc și bineînțeles că Agroestul a venit și vine în întâmpinare cu o serie de produse care sunt noi. Avem soluții pentru orice probleme de nutriție vegetală la care să venim cu soluție de nutriție prin administrare foliară. E bine că Agroestul e în ajutorul fermierilor, le dă sprijin, le dă consultanță, îi mobilizează, eu știu, la a se încadra în și a obține producțiile pe care și le doresc. Meteorologii au emis o nouă avertizare cod portocaliu de ninsori însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și viscol. Vântul va atinge la rafală local și peste 70 de km la oră în zona de sud a țării. Codul portocaliu este valabil până pe 1 martie, așadar ne așteaptă 3 zile de frig extrem cu minime de până la minus 23 de grade Celsius. Rămâne în vigoare codul portocaliu de ninsori însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și viscol. Temperaturile vor fi deosebit de scăzute în următoarele zile, chiar cu 10-15 grade mai mult decât ceea ce ar fi normal pentru această perioadă din an. În mai mult de jumătate din țară va fi cod portocaliu, valorile minime se vor situa între minus 22, posibil chiar minus 23 de grade Celsius, iar în restul țării se vor înregistra temperaturi extrem de scăzute. Vremea rea încă nu pune probleme
probleme fermierilor, dă asigurări ministrul agriculturii Petre Daia. Acesta s-a aflat duminică în câmp. Șeful de la agricultură nu s-a speriat de vremea rea și a dorit să verifice personal orzul din sud-vestul țării. Mai exact, Petre Daia s-a aflat la Mehedinți, în comuna Pristol. În această dimineață am verificat o cultură de orz din sud-vestul țării, în comuna Pristol. Culoarea galbenă este un indiciu al atacului de boli foliare. Cu toate acestea, plantele au vigoare, sunt bine înfrețite, cu vârf de creștere sănătos. Este bine până acum. În ciuda avertizărilor meteo, fermierii speră ca, în continuare, culturile să fie la adăpost de temperaturile extreme. Totuși, prognoza pentru zilele următoare le dă emoții. Marți, valul de frig va persista. În cea mai mare parte a țării va fi ger noaptea și dimineața, iar în jumătatea de nord a Moldovei și pe parcursul zilei. Cerul va avea înnorări și va ninge, ziua pe arii relativ extinse, iar noaptea va ninge local în sud-vest, pe arii mai restrânse în nord și nord-vest și cu totul izolat în rest. Ninsorile vor fi mai intense în primele ore ale dimineții în sud-estul teritoriului, unde pe parcursul zilei și vântul va continua să prezinte intensificări cu viteze la rafală de până la 55-65 de km pe oră și trecător de peste 70 de km pe oră, viscolind și spulberând zăpada. Apoi se va diminua semnificativ. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 13 și minus 3 grade, iar cele minime între minus 17 și minus 10 grade. Izolat, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei și în regiunile extracarpatice, sub minus 20 de grade. Miercuri, valul de frig va persista, vremea menținându-se geroasă dimineața și noaptea în toate regiunile, iar în est va fi ger și pe parcursul zilei. Cerul va fi temporar noros și mai ales în prima parte a zilei va ninge în sud-estul extrem al țării, pe arii restrânse în zona de munte și cu totul izolat în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în Dobrogea și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 12 și minus 2 grade, iar cele minime, în general, între minus 21 și minus 11 grade. Izolat se va semna la ceață, asociată cu depunere de chiciură. Rămâne în vigoare codul portocaliu emis pentru intervalul 26 februarie 1 martie de temperaturi extrem de scăzute. În Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, valul de frig se va intensifica. Gerul va fi persistent chiar și pe parcursul zilelor, când valorile termice vor fi comparabile cu recordurile înregistrate în această perioadă. Temperaturile maxime vor fi frecvent între minus 12 și minus 8 grade, cele minime se vor încadra în general între minus 22 și minus 12 grade, iar rafalele vântului vor accentua senzația de frig. Produs tradițional de Dobrogea, o degustare în toată regulă a fost organizată în Parlamentul României de gospodinele care nu doar că și-au făcut asociație, dar vor să intre cu bunătățile și în supermarketuri. Care sunt preparatele dobrogene cu tradiție, cum au fost ele primite de aleșii poporului și ce urmează pentru producătorii români, vă prezentăm în reportajul următor realizat de colega noastră Andra Dospinescu. Produsul tradițional dobrogean, cel mai nou brand culinar românesc, a fost lansat în Parlamentul României. Inițiativa aparține unor gospodine care au decis nu doar să pună în valoare vechile rețete, dar și să creeze un eveniment deosebit cu ajutorul Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților. De pe platourile pline cu bunătăți dobrogene nu a lipsit nimic, de la sărmăluțe în foi de viță și până la produse macedonești, iar preparatele gătite de gospodine s-au bucurat de un real succes. Despre forma asociativă nou lansată, Asociația Gospodinelor, președintele Comisiei pentru Agricultură, Alexandru Stănescu, s-a arătat încântat. Parlamentarul, un susținător al oricărei acțiuni menite să pună în valoare produsele românești, este cel care, anul trecut, a inițiat Ziua Produsului Tradițional Românesc. Ziua de 10 octombrie a devenit astfel, prin lege, Sărbătoarea Națională dedicată muncii fermierilor români. Un eveniment important, îl consider că face parte din acea lege pe care eu am inițiat-o, vorba de 10 octombrie, Ziua Produselor Agroalimentare, și cred că e foarte important să ne prezentăm produsele românești,
pentru că prin acest vot de care vorbeam eu de apreciere vor fi apreciate la nivel național și bineînțeles și prin magazinele astea moderne, să sperăm că le găsim. Bineînțeles că o susțin și chiar aș vrea să vină din toate regiunile României să vină să prezinte produsele aici, pentru că eu știu și datorită dumneavoastră vor fi prezentate la nivel național. Am nimerit o plăcintă cu praz, mi-a plăcut foarte tare, deși nu știu dacă are vreo legătură cu originea mea. Inițiativa promovării produsului de Dobrogea îi aparține Marianei Găju, primarul comunei Cumpăna, județul Constanța. Aceasta ne-a vorbit atât despre produsele tradiționale dobrogene, despre faptul că sunt preparate după rețete vechi, fără aditivi, dar și despre cum are de gând să promoveze produsele, astfel încât să ajungă și pe rafturile marilor magazine. Evenimentul de astăzi, care se desfășoară la Comisia de Agricultură în Parlament, nu are alt cel decât acela de promovare a produsului tradițional dobrogean. Mai bine zis, sunt primii pași pe care îi realizăm Comuna Cumpăna, Administrația Publică Locală Cumpăna, alături de Asociația Fermierilor din sectorul zootehnic Cumpăna, Asociația Gospodinelor din Comuna Cumpăna, având ca parteneri și Direcția Agricolă a județului Constanța și de ce nu, ați văzut dumneavoastră acolo, toate aceste produse tradiționale românești sunt stropite de vinurile din cramele care funcționează pe teritoriul județului Constanța. Ca atare, produsele acestea tradiționale, care pornesc de la cele românești, pentru că în Dobrogea și în Comuna Cumpăna există naționalități conlocuitoare, lângă români trăiesc turci, tătari, aromâni. Gospodinele pe care dumneavoastră l-a remarcat după portul popular tradițional provin din aceste etnii, deci care au venit de la produsele tradiționale pregătite în casă, până când acum să construim cu fonduri europene atrase de clusterul pe care îl vom realiza în parteneriat cu spectrul universitar al universităților de specialitate, fonduri să construim o bucătărie tradițională dobrogeană și acolo aceste gospodine, în cadrul asociației, să producă produsele și să nu trebuiască să ne unim acasă la 3-4, nu, ci în cadrul asociației. Prin unire se realizează fapte mari, este motoul Asociației Comunelor din România, din care Comuna Cumpăna face parte. De la evenimentul din Parlamentul României nu puteau lipsi gospodinele, cele care au trudit zile și nopți pentru ca pe masa încărcată, de la lansarea inițiativei lor, să nu lipsească niciun preparat vedetă. Sunt una dintre gospodinele comunei și am pregătit, reprezint comunitatea armână din Machidon, mai concret, așa că multă lume știe de Machidon, din Comuna Cumpăna. M-am prezentat la acest eveniment cu piperchiți găsite, adică ardelei prăjiți, mâncare tradițională armânească, cu pită de praș, plăcintă de praz, tot tradițională, și cu alte produse dobrogene, să zic așa, plăcintă dobrogeană, colegele mele s-au mai prezentat cu produse tradiționale turcești, tătărești. Suntem o comunitate cu multe etnii în comună și pot să spun că conviețuim și trăim în liniște, înțelegere. Gospodinele din comună acum până știu să gătească și sunt mereu la înălțime. Cam 2 zile ne-au luat să pregătim și am pregătit așa peste 100 de persoane, 100, 120, 130 de porții am făcut. Văd că au fost suficiente, toată lumea s-a săturat, toată lumea a fost mulțumită cu laude multe, nu numai la adresa mea, la toate produsele și la toate preparatele, v-am spus. Gospodinele din Cumpăna sunt renumite în preparate. Dacă v-au făcut poftă imaginile cu bucatele dobrogene gătite de gospodinele iscusite, vă dăm și o veste bună. În cel mult 6 luni, produsele locale vor fi disponibile și în marile magazine. Le veți găsi, cum altfel, sub un brand propriu, produsul tradițional din Dobrogea. În
în oboare, samsarii fac legea. Rar mai vezi câte o bovină din rasa bălțata românească în târgurile de animale. Acuzațiile sunt făcute de un crescător de animale din județul Alba. Acesta spune că fermierii care vin cu animale de rasă adevărată sunt obligați să vândă la cel mai mic preț către acești intermediari. Mai grav este că autoritățile se fac că nu văd controalele efectuate în târguri, având loc foarte rar. Vaci care aduc mai mult cu caprele, bovine cu genetică derizorie. Asta se vinde mai nou în târgurile de animale din România. Acuzațiile sunt făcute de un crescător de animale care a ales să se implice și în activitatea politică. Ioan Lazăr, președinte al ALDE Alba. Politicianul fermier spune că în oboare samsarii fac legea, iar crescătorii care vin cu animale de rasă adevărată sunt obligați să vândă la cel mai mic preț către acești intermediari. Am fost crescut la țară, iar acolo am avut tot timpul animale în gospodărie. De mai bine de 10 ani dețin o fermă de bovine în comuna Mogoș și aproximativ 150 de hectare de pășune alpină, la 1100-1300 de metri altitudine. Încă dinainte de a-mi cumpăra animalele, mi-a plăcut să merg în târguri, iar acum, de când dețin și ferma, frecventez aproape toate piețele de animale din județ. Acum 10-15 ani, în toate oboarele din Alba, îți luau ochii porcul din rasa Bazna, în cazul porcinelor, dar mai ales frumusețea bovinelor din rasa bălțata românească, care sunt pe primul loc. Acum, târgurile sunt invadate de o bovină ce seamănă mai mult cu capra decât cu vaca. Metiș scrie în pașaportul animalului, dacă are. Vânzătorii nu mai sunt țăranii de altădată, majoritatea sunt bișnițari de etnie romă care cumpără și vând. Acest metiș este adus din județul Vâlcea, chiar și din Moldova, la niște prețuri foarte mici, fără acte, fără crotalii. Din când în când mai apare câte un țăran cu câte un taur sau cu o junincă bălțată, iar bișnițarii se năpustesc asupra lui. Insistă să-l vândă încă înainte de a intra în târg. Sunt atât de insistenți și de agresivi de a impresia că îți ia animalul cu forța. De cele mai multe ori, fermierii, fiind mai în vârstă, acceptă și vând animalul la prețuri foarte mici, iar bișnițarii vin cu ei în târg și apoi îl vând din nou. Despre acele vaci sau capre, cum le spun eu, ce să mai vorbim de acte sau crotalii? Nu au formulare de mișcare. Foarte rar poliția și cei de la Direcția Sanitar Veterinară pentru siguranța animalelor mai fac câte un control și nu le dau voie să intre cu animalele fără acte în târg, dar nu e nicio problemă, le vând la intrare în spațiile de lângă, fără să le mai facă nimeni nimic. Fermierul din județul Alba face apel către autorități să intervină, dar mai ales să vină cu măsuri de sprijin pentru ca acei țărani sau fermieri mai mari care dețin efective de rasă pură să fie stimulați să se implice în comercializarea acestora și, bineînțeles, să se facă curățenie și toate animalele să aibă actele în regulă. Jurnalul Agrointeligența în direct se oprește aici. Ne revedem și mâine cu cele mai proaspete informații și imagini din agricultură. Noi, echipa Agrointeligența, suntem întotdeauna alături de fermieri și companiile din agribusiness și vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă în agricultură. Așadar, nu pierdeți jurnalul Agrointeligența în direct în fiecare seară de luni până vineri, începând cu orele 20. Vă rugăm să dați like și share acestui jurnal agricol și paginii de Facebook Agrointeligența. Iar pentru cele mai relevante informații de ultimă oră din agricultură, accesați site-ul agrointel.ro. Sunt Luiza Cergan și împreună cu colegii mei de la Agrointeligența vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune! Anul acesta facem 125 de ani de activitate. Compania Protul deține fabrica cu cea mai îndelungată producție de ulei vegetal din România. 125 de ani am găsit să-i marcăm prin deschiderea clubului High Oleic. Ne adresăm acestor fermieri care sunt interesați de cultura de High Oleic. Suntem pregătiți să semnăm contracte future și să achiziționăm, să angajăm anumite cantități. Nivelul de bonusare pe care aceștia pot să-l acceseze atunci când decid să semneze contractul, astăzi situându-l se undeva între 30 și 40 de dolari ca bonusare pe tonă, în funcție de conținutul de acid oleic pe care îl vom regăsi în producția din toamnă. Noi suntem cei de la Protul singurii care astăzi avem în România lansat un ulei high oleic. Este primul ulei high oleic 100% românesc.